De acum, pacienții internați la secția de gastroenterologie vor beneficia de serviciile specialiștilor de la Spitalul Sfânta Maria din Capitală, care vor ține legătura în permanență cu medicii vâlceni. Vestea cea mai bună este că accesul pe listele de așteptare pentru un transplant hepatic o să fie mai rapid. E un protocol prin care pacienții internați în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, în gastroenterologie medicală, vor beneficia prin el de serviciile specialiștilor de la Spitalul Sfânta Maria. Medicii noștri vor ține în continuu legătura cu specialiștii din Spitalul Sfânta Maria din București și sperăm ca în acest mod să reușim să salvăm o serie de acești pacienți. Conducerea Spitalului Bucureștean garantează că totul o să fie transparent și că prioritate pentru un transplant vor avea cazurile grave. Managerul este de acord și cu implementarea unui program IT care să stabilească ordinea operațiilor chirurgicale. Medicii bucureșteni au o experiență de 5 ani în ceea ce privește transplantul hepatic. Un pacient cu ciroză hepatică sau cu hepatocarcinom, cu scor Milan sau extramilan, vor avea nevoie atunci când vom considera și se vor califica pentru a putea fi înscriși într-o listă de așteptare de transplant hepatic. Noi vom face pe baza unui protocol de lucru deja agrementat și agrementat cu medicii din spital. Vom face foarte rapid evaluarea ce mai rămâne de făcut, dacă mai e cazul, și introducerea lor pe lista de așteptare. Protocolul de colaborare este pe o perioadă nedeterminată. Specialiștii de la Spitalul Sfânta Maria din Capitală sunt renumiți pentru transplanturile reușite de ficat și plămâni.